o lună în spital, în Spitalul Republican, în terapie intensivă și erau zile când medicii spuneau că e 50 la 50, o să trăiesc sau nu. Dar eu eram iarăși, adică se uitau cu ciudățenii la mine că eu stăteam cu picurătorile acestea 24 de ore și eu mă sculam și făceam sport și făceam exerciții și vroiam să trăiesc. Și probabil că asta mă gândeam câtă durere o să le fac familiei și eu vroiam să mai fac ceva.